Bun găsit din nou! Pentru început, vă invit să urmăriți un reportaj filmat cu camera ascunsă între buci. Țâșnel! Țâșnel! Ia zleacă câinii! Ai scăpat în cucuruz, mă! De această dată l-am lângă mine pe cel care reprezintă legea și ordinea, autoritatea, într-un cuvânt, organul dintre buci. Domnule Beniamin Fâsâială, agent principal, spuneți-mi, se respectă legea la dumneavoastră în sat? Vreau să vă asigur din bun început că nimic nu mișcă între buci fără știrea mea. De multă vreme nu s-a mai întâmplat între buci nici măcar un incident minor. Vreau să vă spun că a fost o banală ceartă între doi soți, între soțul Veturiei și soțul Savetei, pentru că nu știau și nu se puteau decide care dintre ei bea mai mult între buci. Am înțeles. Da, de furat se fură? Nu. Putem face proba. Lăsăm o geantă plină cu bani în mijlocul satului și vă asigur eu că nu ia nimeni între buci. Da, auzit, accidente se întâmplă pe aici? Ultimul a fost în decada trecută. A fost un accident produs la intersecția a două ulițe, în urma cărora un vitezoman a intrat cu viteză între buci și era cu o basculantă plină de încrășământ natural, bălegar, în urma căreia avea nervi. Și am fost nevoit să fac uz de rangă pentru a-l scoate dintre buci, pentru că eu și colegii mei de la secție nu vrem să facem uz de armă între buci. Dar să revenim acum la reportajul filmat cu camera ascunsă. Dacă bine mi-amintesc, era vorba de un consumator, de traficant de droguri prins în flagrant. E adevărat? Da, este foarte adevărat. A fost o acțiune de mare amploare. Vă rog frumos să uitați de Caracatița. Aici a fost vorba de acțiunea cu numele de cod Carasu, în urma care a mobilizat toate forțele, toate organele. A venit până și cameramanul care filmează între buci la nunți. A fost o acțiune de mare... El a vrut să chemăm și taraful dintre buci, dar am zis, mă, unde să-l băgăm într-o dacie albastră? Puțin, că eu nu mai înțeleg nimic. Sunt consumator de droguri între buci? Nu. Recunosc, drojderi avem cu hutalmul, însă consumatorii de droguri sunt doar în trecere printre buci. Atunci să înțeleg că operațiunea a fost un succes, nu? L-ați arestat până la urmă? Operațiunea în sine a fost un real succes, că după aia am mers la crâșmă și am lichidat tot stocul până și pentru anul următor. Însă acțiunea de prindere în flagrant nu a fost prea reușită, pentru că operatorul de la flagrant uitase capacul pus pe cameră. Dragi telespectatori, când agentul Fâsâială veghează, între buci e liniște și pace. Pentru Tonic Show a fost Diana Ilea din Trebuci.